Bun găsit, stimați manăstireni și nu numai! Bine ați venit pe canalul Ciprian Zota, locul unde încerc să vă prezint informații locale și nu numai, într-un mod mai personal, mai altfel. Aici găsiți clipuri menite să promoveze o zonă cu încărcătură istorică remarcabilă, dar și locul unde s-a născut balada Miorița. Așa că, până la final, sper să vă conving, iar în caz că nu v-ați abonat, să apăsați butonul de subscribe, să apreciați clipul, iar dacă veți da și un share, să afle cât mai multă lume, cu respect. Respect, vă sunt recunoscător. Pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul. Și își oprește curgerea apelor sală, văzând pe stăpânul, botezându-se. Glasul Domnului peste ape strigă grăin, venindu-o astăzi Duhul Înțelepciunii, Duhul Înțelegerii, Duhul Temerii de Dumnezeu al lui Hristos, celui arătat. Din prorocia lui Isaia citire. Acesta zice Domnul, veselește-te pustiu însetat și să se bucure pustiul și ca și crinul să înflorească și vor înflori și se vor bucura pustiile Iordanului. Mărirea Libanului s-a dat ei și cinstea camelului și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea lui Dumnezeu. Întăriți-vă mâini slabe și genunchi slăbănoși, mângâiați-vă. Bun găsit în sezonul 2 de vloguri pe canalul Ciprian Zota. În vlogul cu numărul 2 pe 2022 vă propun să vizionați o tradiție ce încă se păstrează aici în Mănăstirea Caș. Așa că astăzi 6 ianuarie 2022 este zi de mare sărbătoare în comuna Mănăstirea Caș și cu această ocazie, așa cum se obișnuiește de ani de zile, în curtea bisericii monument istoric ce poartă numele acestei comune din Mănăstirea Caș a avut loc sfințirea apelor sau aghiazma, cum se numește în popor, în sfânta zi a botezului Domnului sau Boboteaza, cum se mai nume. Înainte de aceasta, iată câteva cuvinte despre această sărbătoare de Boboteaza sau botezul Domnului, cunoscut și sub denumirile Arătarea Domnului și Epifania. Este celebrată de creștini pe 6 ianuarie, iar pe lângă sfințirea apei, include și o serie de obiceiuri și tradiții. Fetele își visează ursitul, iar bărbații cu crucea din apă. La această tradiție din urmă, aici, la Mănăstirea Cașin, se obișnuie ca în curtea bisericii să fie sfințită o mai mărișoară cruce de gheat. Dar datorită vremii de afară, acest fapt nu a fost posibil. Dar Boboteaza face parte din seria celor 12 sărbători creștine importante și este menită să reamintească faptele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să pășească în viața publică. De aceea biserica mai numește Boboteaza și Arătarea Domnului sau Dumnezeiasca Arătare și Epifania. Această din urmă denumire, provenind din limba greacă și însemnând arătare, descoperire, revelare. De fapt, Boboteaza înseamnă înnoirea omului creștin. Boboteaza 6 ianuarie și Sfântul Ion 7 ianuarie aproape că urmează una și aceeași sărbătoare. Ajunul, adică ziua de 5 ianuarie, este zi de post negru, la fel ca ajunul Crăciunului și Vinerea Mare dinaintea Paștelui. Tot în ajunul Bobotezei preoții merg la casele credincioșilor pentru a le aduce prin stropire cu apă sfințită binecuvântarea Sfintei Treimi. Credincioșii și preoții cu
consideră că apa de la Boboteaza are o putere deosebită pentru că a fost sfințită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul l-a botezat în apele Iordanului. Apa sfințită la biserică în această zi, diluată de credincioși, nu se strică niciodată. Prin aghiazmă se înțelege atât apa sfințită cât și slujba pentru sfințirea ei. Pentru că mult vă va ierta păcatele voastre, că nu sunt sfaturile mele ca sfaturile voastre, nici căile mele nu sunt ca cele ale voastre, greșește Domnul. Ci în ce chip este departe cerul de pământ, așa sunt departe căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Că precum se coboară ploaia sau zăpate din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și face de răsare și rodește și de sămânță semănătorului și pâine de mâncare, așa va fi și cuvântul meu, care de va ieși din gura mea. Așadar, alături de o mulțime de inuriași, preoții Dan Miloiu și Gheorghe Leuștean au oficiat slujba de sfințire a apei, ce urmează să fie împărțită inuriașilor prezenți. Tradiția nu a putut fi făcută, din păcate, așa cum se făcea în anii trecuți, datorită acestor vremuri de pandemie pe care le traversăm, care, cu speranță și încredere, sperăm să le depășim cât mai curând. Așa că, vizionare plăcută la momentul următor, iar dacă ați ajuns până aici, nu uitați de like, subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar mai jos în comentarii lăsați răspunsul la întrebarea ce tradiții și obiceiuri ale acestei zile mai cunoașteți. Din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți între neamuri lauda Lui, lăudați numele Domnului că lucruri înalte a făcut, vestiți acestea peste tot pământul. Bucurați-vă și vă veseliți cei ce locuiți în Sion, că s-a înălțat Sfântul lui Israel în mijlocul nostru. Să luăm aminte, pace tuturor! Domnului tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitorul meu, de ce mă voi teme? Domnule, este sfidorul meu, vieții mele, de ce mă voi înfricoșa? Domnului tău, din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu se va ciudi. Slăvesie, Doamne, slăvesie, pentru care am binevoit. Slăvesie, Doamne, slăvesie. O pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru cei care cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în presă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Preasfințitul și Arhiepiscopul nostru Iachim, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru sunt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință viețuiesc în tâncele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întumirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscaș și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu puterea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se coboare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a trăimii, să fie apa aceasta dămăditoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare a toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se dăruiască apea acestea harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului,
cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre, să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeu nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stau împotrivă, să ne facă vredniște bunătățile cele făgăduite Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, pe învelirea Sfântului Duh, să se trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Ordanului și să se sfințească apa aceasta Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie, curățenie de păcate spre domnirea sufletului și trupului și spre tot folosul de trebuință Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, să se arate zgonitoare de toată mântuiala vrășmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce vor lua și vor primi spre sfințirea caselor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fie apa aceasta curățirea sufletelor și trupurilor tuturor celor ce vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne vrednicim noi să ne umplem de sfințenie, pregustare din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul greciunii noastre a celor păcătoși, să ne mântuiască pe noi, să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, apere, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o poveni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin! Te de inima de suzetire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, toate văzătoare, nevăzută și nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor trebătoare și a firilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminesc pe tot omul ce vine în lume, strălucește într-un noi nevrem citesc dușitor, luminează ochii minții noastre ca să întrezim a lăuda binefacerea și puterea ta cea măsurată, fie bine primită rugăciunea care se aduce de către noi pentru poporul care stă înainte. Să nu oprească păcatele noastre venirea aici a Sfântului Tău Duh, ci ne iartă ceea ce ești prea bună ca să strigăm către Tine fără de o sândă și să grăim și acum. Te slăvim pe Tine, Stăpâne, iubitor de oameni, atățitor, împărate, Cel ce ești mai înainte de vești, te slăvim pe Tine, ziditorul și făcătorul a toate, te slăvim pe Tine, Fiule al lui Dumnezeu, unul născut, Cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut te-am văzut prunc, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe Tine, Cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din Cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sfârșit nouă tuturor vreme de praznic și ceata Sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi Harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se coboară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna curază luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor lumea înfrumusețează.
Astăzi norilor urează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mână de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obstea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să dilueze pe noi în robie. Astăzi împărăția cerurilor a dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele Dumnezeului, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi văzând focul Dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe păcătorul trupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, răsnuire stăpânească văzând astăzi în Iordan, pe cel ce moarte în ascultări și boldul înșelăciune și legătura iadului în Iordan de afundat și a dărit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și noi păcătoși și nevrednici testușitori, mărturisind slăvitele tale minuni, de frică fiind cuprins cu milință strică de tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun gând nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun gând nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Că tu de bunăvoia ta pe toate le-ai adus dintr-o neființă în ființă, cu purtarea ta de grijă ții făptura și, și chiverțești lumea. Că din patru stihie într-o mic făptura și cu patru vreme ai încumnat curgerea anului. De tine se cutremură toate puterile cerești, pe tine te laudă soarele, pe tine slăvește luna, ție se supun stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc zvoarele. Tu ai întins cerul ca un corp, tu ai rântărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești ție slujește, de la arhanghelor ție se închină, iar vimii cu ochi mulți, serafim cu de șase aripi împrejur sunt și zburând de frica slavei tale cel inapropiate se acoperă. Cu tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob, luând într-o asemănare omenească, făcându-te. Când ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările milei tale, să vezi neamul omenesc în noi de diavolul. Și ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o pânteze în fecioare, l-ai sfințit cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine, cel ce te-ai arătat că tu Dumnezeul nostru pe pământ te-ai arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu trimițând din cer pe Duhul tău cel sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele bălaurilor care se încuibaseră acolo le-ai zdrobit. Unsus dar, mitole de oameni împărate, vino și acum de la Sfântul tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum, Iisus, dar iubitor de oameni împărate, vino și acum cu pogorirea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin.
sunt zdarbitore de oameni părate, vino și acum pe venerea Sfântului Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Binecuvântarea Iordanului, fă-o pe izbor de nestricăciune, dar de sfințenie, de slegare, de păcate, vindecare, de boli, diavolul pe ire, îndepărtarea puterilor pătrinice, plină de putere cugerească, pentru ca tu vă stropiți și vor gusta din ea, să o aibă spre curățirea sufletului și a trupului, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea casei, spre folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noie cu apă ai necat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin Mare și prin Moise ai eliberat neamul evrezi din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustiu și au curs apă și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel însetat le-a adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie a izbăvit prin rătăcirea lui Baal. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși acum, Stăpâne, sfințește cu apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Dă tuturor celor ce se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta. Sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, de înalt preasfințitul nostru Iachim, de cinstit a preoțimii ceantrul Hristos de acunime și de tot clerul, de binecredinciosul popor român de pretutindeni, cârmăitorii țării, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată. De cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate plice nu sunt de față și miluiește pe ei și pe noi după mare mila Ta. Pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și cele nevăzute să fie slăvit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să ne plecăm. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și închinăciune și împreună înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, sându-te Tu, Doamne, pe-nchinarea de inițare Ta, ești rasul Părintelui amărisiții. Să vă mulțumim.
Mă găsiți pe Facebook ciprian.zota, ciprian.zai și mănăstirea Cașin Live, Instagram ciprian.zota, ciprian.zai și mănăstirea Cașin Live și Twitter ciros_media. Bineînțeles, toate linkurile în descriere.